Salut și bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Emisiunea Asia Express sezonul 3 s-a terminat, dar scandalul a început. Fanii emisiunii aduc acuzații grave la adresa Ginei Pistol după ce Sorin Bontea și Răzvan Fodor au fost numiți câștigătorii unui premiu în valoare de 30.000 de euro. Fanii emisiunii Asia Express s-au încins în declarații pe pagina de Facebook a emisiunii, unii dintre ei aducând acuzații grave cu privire la modul în care s-a desfășurat emisiunea, dar și cu privire la deznodământ. Astfel că mesajele au început să curgă pe pagina de socializare a emisiunii, iar acuzațiile fanilor sunt cât se poate de grave. Se vede foarte clar în unele secvențe că lucrurile nu sunt naturale. Sunt scene în care se observă că știau anumite lucruri pe care în acel stres fiind nu aveai cum să le dibuiești așa ușor. Nu este emisiunea Ginei, dar tocmai echipa și producția Antenei este aceeași, iar Bontea este singurul dintre concurenți care face parte din echipa Antenei și face rating postului TV de ani întregi. Nu cumva e la mintea cocoșului că Antena 1 a decis ca Bontea să câștige fiindcă era singurul dintre concurenți care face parte din echipă de atâția ani? M-am uitat la toate cele 3 sezoane Asia Express, fără să pierd nicio ediție, însă această finală pare că a fost aranjată. S-a simțit ceva stângaci în reacțiile tuturor față de celelalte sezoane când s-a transmis o emoție sinceră. Era de așteptat încă de la început să câștige Bontea, pentru că face echipă cu Gina de atâta mar de ani în emisiunea șefilor. Îmi pare rău că și această emisiune se va duce de râpă ca multe altele. Când încep să aranjez lucrurile și nu le las să decurgă natural, se observă și emisiunea decade. Păcat, Spic și Ștefania meritau totul, au transmis internauții. La revedere, pe curând!